Așa cum au anunțat încă de la declanșarea grevei de avertisment, funcționarii de la Garda de Mediu din întreaga țară și cei din județul Neamț au intrat în grevă generală pe termen nelimitat. Iată cauzele pentru care funcționarii de la Garda de Mediu sunt deciși să-și apere până la capăt dreptul la echitate în ceea ce privește retribuirea corectă a muncii în condițiile în care salariații gărzii de mediu sunt remunerați cu cea mai mică retribuție din grila de salarizare. În data de 10 mai 2017, personalul Gărzii Naționale de Mediu din toată țara a declanșat greva generală pe termen nelimitat, manifestându-și astfel nemulțumirea și indignarea pentru inechitatea salarială care există în domeniul protecției mediului. Protecția mediului este un domeniu de importanță strategică, reprezentând o vulnerabilitate, un risc și o prioritate, conform strategiei naționale de apărare a țării. Astfel, angajații Gărzii Naționale de Mediu nu au mai beneficiat de o creștere salarială din anul 2009, fiind remunerați în prezent conform celei mai mici grile de salarizare din întreg sistemul bugetar. În timpul grevei generale vor fi sistate toate activitățile specifice gărzii de mediu. Nu se va lucra cu publicul, nu se vor rezolva sesizările, nu se vor face controle, nu vor fi eliberate fermierilor documentele necesare accesării de fonduri europene pentru persoane fizice sau juridice. Se va asigura doar activitatea de permanență în situații de urgență. Pentru perioada grevei generale nu se vor desfășura activități specifice gărzii naționale de mediu și nu se va lucra cu publicul, respectiv nu primim documente, nu înregistrăm sesizări, nu efectuăm acțiuni de inspecție și control, nu eliberăm acte necesare în procesul de accesare a fondurilor europene pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, activitatea de permanență este organizată și în cazul în care se vor produce situații, vor fi situații de urgență, vom fi prezenți ca de fiecare dată. Ne cerem scuze cetățenilor pentru aceste disfuncționalități din cauza grevei generale. Se vor rezolva doar situațiile de urgență, ceea ce înseamnă că funcționarii gărzii de mediu se vor deplasa la poluările accidentale care reprezintă urgențe. Poluările accidentale sau incidente de mediu. Așa. Deci în condițiile acestea credeți că și în Neamț se va repeta fenomenul călăraș? Știți acolo despre ce a fost vorba, poluarea orașelor, a localităților, până peste limitele normalului? În această perioadă credeți că va fi o situație identică ca în Călăraș? Da, la asta mă refer. Sperăm că nu, iar dacă da, noi vom interveni. Avem organizată această activitate de urgență și vom interveni. Vreți ca guvernul să înțeleagă rolul și importanța gărzii de mediu, nu? Da, bineînțeles, având în vedere că atribuțiile sunt destul de complexe, iar salariile noastre sunt cele mai mici din sistemul bugetar. Raportate mai ales față de cele de la Garda Forestieră, nu? Raportate la tot sistemul bugetar, la toți salariații, dar mai ales la cei cu activități de control și la Garda Forestieră. Un comisar de la Garda Forestieră primește o retribuție dublă față de un comisar de la Garda de Mediu, care este retribuit cu 1350-1400 de lei, la nivelul de salariu minim pe economie, cât un muncitor necalificat. Greva generală va înceta doar atunci când salariații de la Garda de Mediu vor fi luați în calcul pentru o majorare cât de cât echitabilă în raport cu munca depusă.